Bună dimineața, bună dimineața, este 8 dimineața, haideți să vă arăt ceva frumos. Bună, bună, ia uitați aici, am zis să vă arăt și voi, să vă bucurați și voi, semne de primăvară. Ne-a umplorit corcodușul. Ia uitați ce floricele frumoase. Bate vântul. E destul de răcoare, dar încă e de vreme, foarte de vreme. Ia uitați ce albină. Da, unde este? A venit primăvara. E rece, se anunță minus grade. Sper că nu o să afecteze prea tare pomul. Albinele își fac deja treaba de primăvară. Să aveți poftă la capeluță. Ia uitați ce frumoasă este. Am dat drumul și la găini și la gâște. Și ele se bucură. Timpul e deja destul de norat, mai încolo se anunță și ploaie. Dar ia uitați și alunul a mugurit. Se vede, se vede, ha? Ia să dăm un zoom. Ia uitați cum stați aici. Trandafirul chiar văd, are și frunzulițe. Da, nu merge focusul. Ba, l-a prins frumos. Ce-ar mai fi? Aici avem o grămadă de floricele, iar faine. Ia uitați, alta albină care își face treaba. Ce ai, mamățule? Aici avem o tupă faină și asta o să înflorească, să vedeți ce faină de asta. Tupa asta de ce o să fie roz completă. Chiar e foarte faină. La măr încă nimica. La cireș nici atâta, cireșul iar se face alb foarte fain. A venit și un pisoi, restul sunt casă. Pui, 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 pui. Da, vă dorim o zi minunată. Savurați vreme dacă aveți vreme frumoasă. Că se răcește acum câteva zile, dar de săptămâna viitoare se anunță temperaturi foarte mari la noi, cel puțin. Chiar și de peste 20 de grade, 21-22 am văzut. Da, așa că o să începem și noi activitatea încet. Numai să trecem peste vremea asta. Aici mai avem ceva flori. Și chiar am văzut ceva, haideți cu mine, cred că de dimineață, am scos prea de dimineață găina. Ia uitați aici, am crezut că nu văd bine de acolo. De-aia e bine să scoatem găinile mai târziu un pic. Am găsit un nou. Asta e când scoatem mai devreme. Da, vă dorim o zi frumoasă, aveți grijă de voi, ceau!